Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit. Astăzi vom face etalarea dragostei pentru perioada 8-17 octombrie 2021. Etalare pentru zodia Leu, ascendent lună în zodia Leu. Vom cuprinde și weekendul 8-10 octombrie. Bun, dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere, să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Energia principală vine cu cinciul de bute, care duce un conflict în perioada aceasta sau veți avea parte de foarte multe provocări din punct de vedere sentimental. Apare și oarecare ceartă, ciocniri cu persoana iubită, poate e vorba și de rivalitate în dragoste, multă agitație, deci va fi o perioadă agitată pentru că fiecare va fi cu punctul lui de vedere, ceea ce înseamnă că aveți puncte de vedere diferite. Aveți de-a face cu o persoană foarte mândră, ceea ce aduce oarecum la anumite neînțelegeri, dar vă veți lupta pentru ceea ce vă doriți din punct de vedere sentimental. Deci va fi o săptămână a obstacolelor, a conflictelor, a discuțiilor, fel și fel de provocări și foarte multă agitație din punct de vedere sentimental. Poate fi vorba și de agitație interioară la dumneavoastră. Ia să vedem. Discuții destul de plăcute, foarte armonioase. Probabil dumneavoastră treceți prin anumite stări, nu vă convine anumite lucruri sau încercați să... Poate aveți o perioadă mai agitată, ce nu ține sau nu are legătură cu dragostea, dar automat vă poate afecta și din punctul acesta de vedere. Trebuie să fiți atenți la atitudinea pe care o aveți față de persoana iubită, pentru că s-ar putea să se sature și să vă spună anumite lucruri care vă vor deranja, ca și cum se retrage sau nu o să mai comunice atât de mult, nu o să se mai implice atât de mult în această poveste, pentru că vă văd destul de blocați, la un moment dat de nesiguri, de neliniștiți din punct de vedere sentimental și îngrijorați de evoluția relației. Deși lucrurile se arată foarte plăcute, foarte împlinite, pentru că văd promisiuni, ca și cum aveți o discuție cu persoana iubită și aceasta vă promite că nu vă înșeală, că nu vă minte, că nu vă ascunde absolut nimic, dar sunteți îngrijorați. Aveți grijă să nu vă luați după anumite bârfe care pot deteriora relația sentimentală. Posibil să aveți de-a face și cu semne de foc, berbecleu, săgetător, cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Provocarea vine prin discuțiile între patru ochi pe care le veți avea cu persoana iubită. Modul în care a interacționat cu această persoană și poate vreți să, poate vreți să spuneți cuiva ceea ce simțiți cu adevărat și nu știți ce să faceți. Aici mai vorbim și de o a doua șansă în anumite relații sentimentale. Mai ales dacă a fost o relație de lungă durată. Văd că sunteți destinați, predestinați să fiți împreună, dar faceți foarte multe sacrificii pentru această dragoste. Veți avea de câștigat. Provocarea vine prin discuția pe care o veți avea cu persoana iubită, care va schimba foarte mult cursul lucrurilor. Să știți, în favoarea dumneavoastră, pentru că sunt foarte multe lucruri care se vor schimba. Dar și dumneavoastră aveți așteptări foarte mari vis-a-vis de această situație, această relație, această persoană, o condiționați sau na, fiecare își va spune punctul de vedere, exact cum v-am spus și în energia principală, fiecare își va vedea durerea, oful, fiecare va vedea diferit situația și de aici poate apărea o discuție în contradictoriu, dar o veți rezolva pașnic, pentru că vă iubiți foarte mult. Surpriza vine cu patru de spade. Patru de spade aduce o pauză, aduce o oboseală, poate scăpați de o depresie, poate scăpați de oboseala creată de anumite neplăceri în dragoste. Pentru că văd că vă întâlniți, discutați, apar vești, apar vizite, discuții foarte plăcute, da, comunicare foarte bună, scăpați de această...
stare neplăcută pe care o aveți de ceva timp. Poate ați stat izolați, poate ați avut o problemă de sănătate și nu v-ați concentrat pe partea sentimentală. Văd că veți evalua o relație, o situație amoroasă. Încercați să vă organizați așa ce aveți de făcut de acum încolo din punct de vedere amoros, dar ieșiți din izolarea aceasta. Vă pregătiți pentru ceva frumos în dragoste. Cred că ieșiți, clarificați anumite lucruri în viața sentimentală. Sunteți mai odihniți, depășiți o perioadă obositoare din punct de vedere sentimental. Că poate fi și acest lucru, pentru că văd întâlniri, discuții plăcute. Atenție să nu vă luați după bârfe care vor fi în casa dumneavoastră. Venite de la o persoană, o femeie, de la drum mai lung. O persoană care vorbește mult și fără rost, ca să nu spunem altfel, și care provoacă anumite neplăceri în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră. Poate fi vorba de soacră, poate fi vorba de o cunoștință, o persoană foarte apropiată de dumneavoastră. Dacă vor fi să nu împăcări în săptămâna aceasta, cu siguranță da, pentru că văd că vă bucurați, celebrați o împăcare, celebrați, vă revedeți cu persoana iubită, vă bucurați de ceea ce vine. Văd foarte multă fidelitate, surprize foarte plăcute, intimitate, deci cu siguranță va fi loc de o împăcare. O împăcare foarte norocoasă, aș putea să spun, pentru că această împăcare aduce foarte multe schimbări pozitive, vești. Sunteți căutați în perioada aceasta, foarte posibil să aveți de-a face și cu un semn de apă, rac, scorpion, pești. Primiți un cadou, primiți o invitație undeva, vi se declară dragostea. Sau vă revedeți, vă reîntâlniți cu persoana iubită la un eveniment, la o întâlnire, într-un grup de oameni. Și acolo discutați și rezolvați problemele pe care le aveți. Pentru persoanele aflate într-un trio amoros avem moartea, care aduce un final de ciclu, de capitol. Încheiați o relație, încheiați o situație. Poate ați fost trădați în dragoste, poate ați sperat la nesfârșit că persoana pe care o iubiți se va ține de promisiunile pe care vi le-a făcut. Soluția vine în noiembrie, deci pentru unii dintre dumneavoastră văd un puternic accent pus pe luna noiembrie. Fie aveți de-a face cu un scorpion, fie este o lună decisivă pentru multe relații de trio. Ori veți continua, ori se va opri totul, pentru că aici vorbim de o dragoste foarte puternică, de sentimente împărtășite. Iubiți și dumneavoastră, dar și sunteți iubiți. Doar că nu mai vreți să stați ascunși, nu mai vreți să trăiți această poveste fără să fiți văzuți. Probabil se va pune presiune să încheiați relațiile pe care le aveți și să trăiți împreună, să dați o relație pe față, pentru că apare și o schimbare radicală de atitudine. Ceva vă va schimba viața radical celor care sunteți într-o relație de trio. Anumite evenimente, vești, situații, persoane, stări și așa mai departe. Pentru că aici o să vă dați seama cu adevărat în perioada aceasta dacă persoana pe care o iubiți vă iubește cu adevărat sau nu. Deși vorbim de sentimente puternice, dar unii dintre dumneavoastră aveți dubii. Poate mai aveți un pas până când vă îndepliniți această dragoste pe care o trăiți. Pentru persoanele singure avem împăratul, care aduce mult control. Fie veți avea de-a face în perioada aceasta cu un berbec, fie sunteți mai hotărâți ca niciodată să cunoașteți pe cineva. În cazul doamnelor, văd o energie masculină foarte puternică, un bărbat matur, un bărbat care are o funcție foarte bună, dar cu care discutați mai mult seara, poate pe o rețea de socializare. Văd foarte mult noroc în dragoste. Da, o persoană cu o funcție foarte bună veți întâlni. Iar în cazul domnilor, sunteți foarte hotărâți să cuceriți pe cineva, să conversați, să vă deschideți spre nou. Vă văd foarte determinați.
Cred că spuneți că a ajuns așteptarea și vreți ceva nou în viața dumneavoastră. Ceea ce se va și întâmpla și în cazul doamnelor, v-am zis, aveți parte de o persoană foarte interesantă, dar depinde doar de dumneavoastră dacă veți da curs acestei povești sau nu. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!